Centrul de la Tântava a intrat anul trecut într-un amplu proces de modernizare, fiind efectuate lucrări la toate pavilioanele, însă cele mai multe acțiuni de reabilitare au vizat clădirea centrală. Aceasta are 24 de camere de cazare, iar mai nou au fost amenajate sau reamenajate mai multe băi, o sală de mese și una pentru recreere. Reabilitarea celor trei clădiri, clădirea din spatele meu, care o aveți, clădirea asistați, care este cea mai mare, are 24 de spații de cazare pentru asistați, reabilitarea termică exterioară a clădirii, schimbarea tâmplăriei și înlocuirea acesteia cu geamuri din tâmplărie, cu tâmplărie PVC, cu geam termopan. Au fost executate de asemenea lucrări la instalațiile sanitare termice interioare, lucrări de zug de placări cu gresie și cu faianță pe holuri și în zona de intrare a camerelor și totodată zugrăveli interioare. Totodată, toate încăperile au fost mobilate cu piese nou-nouțe. De asemenea, lucrări de reabilitare și modernizare au fost făcute și la imobilul ce găzduiește atelierele, unde beneficiarii, adulți cu dizabilități psihice, vor derula o serie de activități. Și pavilionul administrativ a fost modernizat, iar miercuri, 24 octombrie, a avut loc recepția investițiilor realizate până acum. Deși inițial a spus că nu poate da acordul pentru ceea ce s-a făcut acolo din cauza geamurilor necurățate, vicepreședintele Consiliului Județean, Dumitru Gavrilă, a revenit asupra deciziei. Arată foarte bine, s-au schimbat caloriferele, s-au schimbat în general utilitățile, avem mobilier nou, suntem, să zicem, la un stadiu de 95% din lucrări, mai există câteva retușuri care le vom face în perioada următoare. Așadar, dacă totul va merge bine, în maximum 3 săptămâni, toți cei care au fost mutați în alte centre până la finalul proiectului se vor putea întoarce în casa lor nouă. Lucrările de reabilitare și modernizare au fost finanțate cu bani europeni, printr-un proiect demarat în mandatul trecut al Consiliului Județean, sub conducerea lui Dumitru Beianu. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional și are o valoare de aproape 17 miliarde de lei vechi.